Sigur nu ați mai văzut o astfel de grădină. O grădină din plastic cusută integral manual. Artista Andreea Medar a creat această grădină spirituală în dorința de a duce mai departe, în mod simbolic bineînțeles, tradiția grădinăritului din satul bunicilor din Racoț. Bun găsit la Artfel de Jurnal! Sunt Veronica Kirchner. Expoziția Solarium, Grădina Eternă, curatoriată de Mălina Ionescu, o puteți vedea la Galeria Metaspațiu din Timișoara până în data de 22 septembrie. Cercetarea a început în urmă cu 3 ani de zile, când am vrut să aflu mai multe detalii despre satul bunicilor mei. Am aflat faptul că locuința bunicilor a fost școală și că a fost construită în urmă cu 150 de ani. Am aflat atât de la bunica mea cât și din alte documente că felul în care era parcelat pământul, de exemplu, este un document din anul 1569, din care reiese că felul în care era parcelat pământul în trecut coincide cu felul în care se folosește sau s-a folosit până în urmă cu câțiva ani. Iar acest lucru a fost depistat de bunica mea, cea care știa și denumirile vechi de la mama sa. Și am ajuns la concluzia că grădina noastră este posibil să fie mai veche de 150 de ani de când a apărut casa. Grădina a fost mult mai mare, dar în momentul în care membrii familiei, copiii au crescut și s-au căsătorit, au primit părți din acest teren care s-a restrâns, dar schema inițială a grădinii a fost mereu aceeași. Detaliul pe care îl știu de la bunica mea și care mi s-a părut fascinant. Iar această tradiție a fost menținută până în anul 2020, când a murit ultimul grădinar al familiei, bunicul meu. Mi-am dorit să duc mai departe această tradiție sub o formă simbolică. Grădina pe care am propus-o eu este una spirituală, este cusută integral, manual, pentru că am vrut să duc mai departe și tradiții ale femeilor din sat, pentru că obișnuiau să-și țeasă manual atât vestimentația, cât și obiecte din casă, cum ar fi draperii sau fețe de masă. Materialul utilizat este folosit în zilele noastre în sate de către puținii membri rămași ca folie pentru solariu sau ca îmbrăcăminte pentru fețele de masă autentice. Prima încăpere am gândit-o ca pe un templu fluid pentru că se află o serie de basoreliefuri pe pereți care ilustrează apariția acestei grădini spirituale. Iar în partea din spate se află un performance în care, împreună cu femei din familia mea, cu mama și cu bunica, am încercat să repoziționăm plantele pe care le-am cusut pe parcursul acestui an sub forma în care ele au fost poziționate în trecut. Și bunica a stat undeva în față, pe un scaun, și ne-a ghidat, în așa fel încât plantele să fie poziționate corect. Iar la Timișoara am păstrat aceeași formulă pe care ne-a dat-o bunica în momentul în care am ansamblat plantele în grădină. Iar în performance, plantele pleacă pe rând, în ideea în care această grădină spirituală nu are ca scop acela de a oferi legume, ci acela de a călători în timp și spațiu și de a conecta urmașii familiei cu locurile de origine. Mi-am imaginat chiar un viitor distopic în care această grădină ar călători în timp și spațiu până într-un viitor post-apocaliptic. De fapt, acolo se petrece acțiunea, în imaginația mea, în care granițele dintre trecut și prezent dispar și elemente din trecutul îndepărtat se proiectează în acest viitor. Mm-hmm. Și grădina este, de fapt, liantul între generații. Albastru, de fapt, este dat de aceste lămpi UV, sunt cele care încarcă firele fluorescente, pentru că eu cosc un fir special care, în momentul în care este activat de această lampă, devine strălucitor.
par și personaje și sunt, așa cum m-ai povestit, nu, membrii familiei tale. Bunica este de două ori. Sunt supradimensionate și alte siluete mai mici pe acest solariu machetă în miniatură, care de fapt reprezintă casa, macheta casei bunicii mele. Sunt doar personaje feminine. M-am gândit la un alt episod din familia mea. În perioada războiului, atât străbunica mea, cât și verișoara sa, dar și alte femei din sat au rămas văduve și ele au fost cele care a trebuit să ducă mai departe atât tradiția femeilor, aceea a cusutului, cât și aceea destinată bărbaților, aceea a grădinăritului. Și în același timp și-au crescut și copiii. Apar ca niște siluete care venerează grădina spirituală, de aceea și au plante în mână. Ai cusut de una singură? În mod simbolic m-a ajutat mama și o mătușă, pentru că am vrut ca femeile din familia mea să ajute într-o oarecare măsură și să fie parte din proiect, nu doar prin reprezentarea lor, ci și fizic, dar mai mult simbolic. Mai mi-amintesc de o lucrare de-a ta care m-a impresionat foarte mult și e din aceeași tematică. Este unul dintre primele proiecte, cred, cu această temă. Patul respectiv reprezintă, de fapt, patul de zestre al străbunicii mele. Tatăl ei, de fapt, din câte știu de la bunica mea, tatăl sau bunicul ei a cioplit acel pat. Au fost oferit străbunicii mele în ziua nunții ca dar. Această lucrare a fost expusă împreună cu un video pe care l-am numit proces alchimic invers, pentru că într-un vas de lut luam negativul unor spini culești din ograda bunicii, urmând ca acolo să torn plastic, iar pe pereți am scris cu sticlă în alfabetul Braille o frază pe care străbunica mea a spus-o ca pe o premoniție cu puțin timp înainte să moară. Și suna așa: mă uit în sus, nu pot zbura, mă uit în jos, nu pot intra. Mulțumesc frumos, draga Andreea. Transmite, te rog, îmbrățișorile mele bunicii. Acesta a fost Artfel de Jurnal din această săptămână. Ne revedem curând de la Berlin Art Week și cu un episod la fel de verde și la fel de interesant ca acesta. Până atunci, nu uitați să vedeți frumosul!